Săptămâna aceasta, victorie cu 1-0 împotriva celor de la SC Popeș-Leorden. Start așadar în ultima partidă de verificare, intrată în linie dreaptă spre restartul Ligii a doua. Îl sărbătorească pe Giulești, un șut aici respins de Virgil Drăghia, rămân periculos cei de la Mioveni și centralul arată punctul cu VAR la intervenția lui Alexandru Dandea. Va face și astăzi, șutează Rusu și apără Drăghia, excelent, a ghicit colțul, intervenție bună și un fault făcut aici de jucătorul de la Mioveni, nu? Este offside. Departe în flancul stâng, centrare de lângă Finica și este 1-0 pentru CS Mioveni în acest minut 34. Rădescu a lovit mingea cu capul de lângă Finica, i-a dat spațiu fundașul nostru stânga acestuia. Mingea a fost respinsă de Virgil Drăghia, dar până la urmă Ștefan Blănaru trimite mingea în poartă. Tată, ceva slăbiciuni, încercat Sefer pentru Voicu, se luptă Sefer și recuperează acest balon. În loc de acel dribbling era mai bună o pasă, bine se descurcă Lazar, deschide în frontul stâng la Hristei și penalti pentru Rapid. Minutul 50, mingea lovită cu mâna de unul dintre fotbaliștii Rapidului. Același Hristei pune mâna pe minge și va executa acest penalti la progresul Spartac. Acum poate restabili egalitatea pe tabelă. Cătălin Hristei trimite direct în poartă și este 1-1. A ghicit colțul Justin Popescu, bătut în același colț ca și Bogdan Rusu. Prima repriză, Virgil Drăghia a ghicit execuția și a reușit să și apere penaltiul. Este, îl vede bine pe Lazar, poate șutar, are și Lazar mingea deviată și Adi Bălan reușește să trimită mingea în poartă. Am vizitat pentru că a fost o bâlbâială acolo, mingea respinsă inițial de Popescu în bară, a revenit la Adi Bălan și acesta nu a mai avut de îndeplinit decât o simplă formalitate. Minutul 67, Adi Bălan face 2-1. Ținem cu toții pumnii strânși băieților lui Nicolae Grigore. Final de joc aici la CS Mioveni pe stadionul orășenesc. CS Mioveni Rapid 1-2. Pumnii strânși pentru Rapid.